Importul de grâu, porumb și floarea soarelui va fi permis în continuare doar în baza unei licențe eliberate de Ministerul Agriculturii. Anunțul a fost făcut de Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, care a mai precizat că țara noastră are suficiente rezerve de cereale pentru consumul intern, pentru a limita importurile de cereale și oleaginoase. Cunoaștem consecințele războiului atât de grave în bazinul Mării Negre și noi am monitorizat din aproape, practic, lunar și săptămânal producția internă, consumul intern și exporturile și în final am ajuns la concluzia că stocurile de cereale în Republica Moldova sunt suficiente pentru a cere de la Comisia Situației Excepționale prelungirea încă 3 luni a licențierii în Republica Moldova la importuri de cereale pe toate 3 tipuri. Vorbim despre grâu, porumb și floarea soarelui. Potrivit autorităților, sistemul de licențiere a importurilor de grâu, porumb și floarea soarelui a fost introdus în octombrie 2023 pentru o perioadă de 3 luni, fiind prelungit ulterior cu încă 3 luni de către Comisia Situației Excepționale. Limitarea importului a fost cerută de Asociația Forța Fermerilor, care a atenționat că o eventuală liberalizare a importurilor de cereale și oleaginoase ar putea pune în pericol agricultorii moldoveni.